În perioada 29 iunie 1 iulie va avea loc la Tulcea cea de-a 17-a competiție Danube Delta Rally. La startul competiției sunt așteptate atât echipaje românești cât și străine din Germania, Marea Britanie, Belgia, Bulgaria, Ungaria și Grecia. Cu această ocazie, aproximativ 350 de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Constanța, Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea și peste 100 de polițiști din cadrul IPJ Tulcea vor asigura măsurile de ordine publică în municipiul de pe raza județului Tulcea. Startul festival Raliului Delta Dunării va avea loc în seara zilei de 29 iunie, în același loc ca în edițiile anterioare. Piața civică Tulcea. Sesiunea de shakedown este programată pentru prima parte a zilei de vineri 30 iunie. A doua parte a zilei de vineri și ziua de sâmbătă sunt rezervate competiției pe drumurile din județ. Evenimentul se va încheia sâmbătă seară cu spectaculoasa probă super specială din centrul orașului, urmată de festivitatea de premiere din piața civică Tulcea. În scopul prevenirii incidentelor nedorite pe parcursul acestei competiții, jandarmii și polițiștii fac următoarele recomandări, atât cetățenilor municipiului Tulcea, cât și persoanelor care vor să se deplaseze din alte județe în zona de desfășurare a probelor de concurs. Să respecte toate măsurile luate de organizatori și indicațiile forțelor de ordine aflate în dispozitivele de ordine publică pentru desfășurarea activităților în condiții de maximă siguranță. Să evite deplasarea sau staționarea pe sectoarele de drum și aleile pietonale. Să evite deplasarea sau staționarea pe sectoarele de drum și aleile pietonale pe care vor fi instituite restricții de circulație pe timpul desfășurării probelor speciale și a probei super speciale din municipiul Tulcea. Să respecte locurile stabilite pentru spectatori și să dispună numai în zonele destinate staționării publicului. Să supravegheze îndeaproape comportamentul copiilor, să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale și să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenția. Să se delimiteze de persoanele sau grupurile de persoane care se manifestă contrar normelor de conduită civică sau care prezintă un comportament deviant. Să sesizeze prompt organele de ordine publică prin intermediul apelului unic de urgență 112 despre săvârșirea unei fapte penale sau contravenționale sau despre producerea unei situații de urgență ce reclamă prezența imediată a unei agenții specializate de intervenție. Pentru prima dată în istoria acestui eveniment, Raliul Tulcean va face parte din calendarul internațional al Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice, un adevărat spectacol al mașinilor de epocă, gândit ca un real festival de automobilism. Danube Delta Rally 2017 urmează să îmbine sportivitatea mașinilor de raliu moderne cu eleganța mașinilor istorice.